La început nu m-am gândit prea mult la această notificare. Un nou urmăritor pe Snapchat ca în orice altă zi. Adică, cui nu-i plac noi urmăritori? Viața mea era formată din facultate, ieșiri cu prietenii și, bineînțeles, documentarea cea mai mare părți a acesteia pe Snapchat. Eram destul de activă pe aplicație, iar prietenii mei glumeau adesea că treiau prin viu grai, prin aventurile mele zilnice, Recent am început să pun mai multe story pe Snap de genul O zi din viață, în care prezentam totul, de la rutina de dimineață până la gustarea de la miezul nopții. Prietenilor mei le-a plăcut, la fel și numărul tot mai mare de urmăritori pe care îi câștigam în fiecare zi. Cu toate acestea, într-o zi când mă uitam la cine s-a uitat pe storiul meu de pe Snap, un nume de utilizator pe care nu l-am recunoscut mi-a atras atenția. Shadow Hollow 93 nu avea nicio poză de profil, doar silueta întunecată pe care o oferă Snapchat. Inițial am presupus că era doar un alt prieten de facultate sau cineva din clasă. Dar pe măsură ce zilele s-au transformat în săptămâni, am început să observ prezența constantă a acestui follower special. Într-o seară, după o zi plină de snapuri, am primit un mesaj. Inima mi-a să puțin când am văzut că era de la Shadow Hollow 93. Ai niște ochi frumoși scriea mesaj. Luată prin surprindere, am răspuns rapid cu un sec, Mulțumesc, te cunosc?" Singurul răspuns a fost un snap care era doar o pagină neagră cu textul, Nu încă." Ușor neliniștită, am decis să-mi confrunt prietenii în legătură cu acest lucru. Când am văzut mesaje, cei mai mulți dintre ei au râs, spunând că probabil este doar o persoană oarecare care a crezut că sunt drăguță, dar prietena mea, Lucy, părea un pic mai îngrijorată ți verificare recent setările de confidențialitate? m-a întrebat ea. De ce? Și a scos telefonul, a deschis Snapchat și mi-a arătat profilul meu. Spre groaza mea mi-am dat seama că contul meu era setat pe public, ceea ce înseamnă că oricine putea să-mi vadă snap -urile, numele de utilizator și, mai rău dintre toate, locația mea. Mi s-a scufundat inima, toate acele instantanee cu geota care prezentau căminul meu. Cafeneaua mea preferată, parcul în care alergam, oricine putea vedea exact unde mă aflam. Losie mi-a arătat rapid cum să schimb setările și să-mi ascund locația, mulțumit crezând că acesta va fi sfârșitul, dar m-am înșelat. În următoarele câteva zile, mesajele au devenit mai frecvente și mai deranjante. Te-am văzut azi la cafenea, frumoasă Roche." De ce nu mi-ai făcut cu mâna în parc?" Eram chiar acolo." Dormitorul tău pare foarte confortabil din exterior. Foarte speriat am decis să mă adresez poliției campusului, dar având doar un pseudonim pe Snapchat nu puteau face prea multe. Mi-a sugerat să rămân vigilentă și să iau în considerare posibilitatea de a sta la un prieten pentru câteva zile. Într-o noapte, în timp ce mă pregăteam de culcare, am auzit o zgârietură ciudată la fereastră. Locuiesc la etajul al treilea, așa că primul meu gând a fost că era o creangă de copac. Când am dat perdeaua la o parte, am încremenit acolo, pe fereastră, era amprenta unei mâini, dar nu orice mână, era alungită, cu degetele care păreau să aibă mai multe articulații. Îngrozită, am sunat-o pe Lucy și a rămas la ea acasă în acea noapte. A doua zi am decis să montăm o mică cameră de luat vederi, cu fața la fereastră din camera mea de cămin. Timp de câteva nopți nu s-a întâmplat nimic, doar sunetele obișnuite ale nopții și foșnetul ocazional al frunzelor. Dar în a patra noapte, Filmarea arăta ceva care mă înfiora până la os chiar și acum. În jurul orei trei dimineața, o umbră întunecată și nebuloasă s-a apropiat de fereastră. Era greu de spus forma, e exactă, dar nu era umană. Avea membre alungite, iar degetele sale apăsau pe geam, exact ca amprenta mâinii pe care am văzut-o eu. Fața ei, dacă o putem numi așa, părea un vortex întuneric învolburat dar partea cea mai rea erau ochii. Erau două puncte strălucitoare, malefice, care păreau să străpungă direct prin cameră. A rămas câteva minute apropiindu-și fața din ce în ce mai mult de fereastră, apoi, la fel de brusc cum a apărut, a dispărut. Am arătat imediat filmarea poliției din campus. Aceștia au fost nedumeriți, nu văzuseră niciodată așa ceva, campusul era plin de zvonuri, unii spuneau că a fost o farsă, în timp ce alții șopteau despre vechile legende din jurul pădurii din apropierea facultății noastre. Singura poveste consistentă era despre Shadow Hollow, o entitate străveche care trăia în pădure. Se spunea că această entitate putea lua orice formă, dar forma sa reală era unui vid întunecat și fără formă. Legendele vorbeau despre cum era atrasă de oamenii care transmiteau, căutând atenție sau validare, pe vremuri erau artiști și interpreți, dar în lumea de astăzi erau cei care își expun viețile pe rețelele de socializare. Am șters imediat Snapchat și am stat departe de toate mediile sociale. Zilele s-au transformat în săptămâni, iar mesajele și vizionările au încetat. Cu timpul teama s-a diminuat, iar viața a revenit la normal. Dar din când în când, când eram singur în camera mea, auzeam o zgârietură slabă pe fereastră. Nu îndrăzesc niciodată să mă uit. Așadar, vă avertizez înainte de a distribui următorul snap sau următoarea postare pe Instagram. Nu uitați că nu toți cei care vă urmăresc sunt fani. Unii sunt lucruri vechi, fără nume, din umbră, atrase de lumina ecranelor noastre. Și odată ce te-au observat, s-ar putea să nu te mai lase niciodată să pleci. De când s-a terminat ultima mea relație, mă simțeam izolat, singur. Universitatea trebuia să fie perioada vețitale, un loc în care îți faci legături și prieteni pe viață, dar nu a fost experiența mea până când cineva m-a adăugat pe Snapchat. Notificarea a apărut într-o seară. Lilith Dream X te-a adăugat. Curios am dat click pe profilul ei, nu era niciun bitmoji, ci doar o pictogramă implicită de fantomă. Înainte de a putea măcar să mă gândesc la cine ar putea fi, a apărut o notificare. Era de la ea. Așteptându-mă poate la un text sau la o poză generică, am fost prins cu garda jos de un selfie a unei fete incredibil de frumoase. Avea ochii de un verde intens, păr lung și castaniu și un zâmbet molipsitor. Pe poză scria, Hei, îmi pari cunoscut, uh, mă adaugi înapoi?" Mi se părea cunoscută, dar nu puteam să-mi dau seama de unde. Orbit de frumusețea ei, am răspuns, Ok, hai." Conversațiile noastre au luat avânt, am discutat despre orice. Filme, muzică, viața universitară, mă simțeam de parcă o cunoșteam de ani de zile. În fiecare dimineață, Lilith îmi trimitea câte un snap de bună dimineața, și în fiecare seară unul de noapte bună. Fiecare fotografie îmi prezenta frumusețea uimitoare și simțul impecabil al stilului. Dar lucrurile au început să devină ciudate când am încercat să stau mai adânc în presupusul nostru trecut comun. Ori de câte ori întrebam unde ne-am cunoscut sau la ce universitate a urmat cursurile, ea devia cu abilitate sau schimba subiectul. I-a mărturisit ce mai bun prieten meu pe nume Rob despre fata misterioasă de pe Snapchat. De ce nu suni cu video sau de ce nu inviți în oraș? Mi-a sugerat el. Am încercat, dar de fiecare dată când abordam subiectul, ea avea o scuză. Camera e stricată, nu sunt pregătită, să așteptăm momentul perfect. A fost frustrant, dar uh, pozele ei zilnice, din ce în ce mai intime și mai seducătoare, m-au ținut captiv. Cu toate acestea, într-o seară, natura pozelor ei s-a schimbat. În loc de selfie-urile ei obișnuite, a trimis o fotografie cu ceea ce părea fi o pădure. La murg, copaci aruncând umbre lungi și sinistre, pe poză scria simplu, aș vrea să fie aici. Deși nu-mi stătea în fire, am trecut peste, poate că era într-o călătorie. Dar următoarea poză a fost mai tulburătoare. Era o fotografie unei case vechi, dărăpânate, înconjurată de aceiași copaci sinistri. Casa noastră de vis? scria pe ea. I-am răspuns încercând să păstrez o atmosferă ușoară. Se pare că avea nevoie de ceva reparații, dar ea nu a răspuns. Timp de o săptămână fotografiile ei au fost toate cu aceste locuri ciudate și sumbre, locuri de joacă abandonate, lacuri pustii, drumuri pustii sub clar de lună, fiecare fotografie părea scăldată într-o strălucire suprarealistă, stranie, ca și cum era dintr-o lume care nu semăna cu a noastră. Era însfârșiat. Fata din fotografie era fata din visele mele, dar aceste noi fotografii păreau că mă târăsc într-un coșmar. Într-o seară am primit o poză care mi-a înghețat sângele. Era o fotografie a porții principale a universității mele, făcută de la distanță, ca și cum cineva se ascundea în umbră. Pe poză scria, ghici unde mă aflu. S-a instalat panica. Mormânea Lilith, era totul un joc bolnav. L-am sunat pe Rob și am spus totul. Am venit la mine și împreună am decis să o confruntăm. I-am scris, ce se întâmplă Lilith? Nu e amuzant. Răspunsul a venit instantaneu cu un ecran negru doar cu cuvintele să ne întâlnim în sfârșit la vechea capelă, la miezul nopții. Ar fi trebuit să mă duc la poliție, dar amestecul meu întort de frică și îndrăgostire m-a făcut să mă hotără să merg până la capăt. Rob a fost de acord să meargă cu mine. Capela era cea mai veche clădire de universitate, abandonată de mult timp din cauza unei legende urbane pe măsură ce ne apropiam. Turelele înalte și vitralele păreau o amenințătoare sub clar de lună. Am așteptat. A venit miezul nopții și a trecut. Tocmai când eram pe punctul de a pleca, mi-a sunat telefonul. O nouă fotografie de la Lilith. Cu ezitare i-am deschis. Era un selfie, dar nu ca cele anterioare. În această poză, fața frumoasă a lui Lilith era distorsionată. Ochii erau niște goluri întunecate, iar gura era descrisă într-un rânjit inuman de larg dar partea cea mai tulburătoare era fundalul, era capela și chiar în spatele ei erau două figuri familiare, eu și Rob. Doar că în fotografie ochii nu și lipseau și erau doar niște goluri întunecate. Pe poză scria, împreună pentru totdeauna. Am fugit fără să ne uităm înapoi și până când am ajuns la căminul meu. În acea noapte m-am Snapchat, jurând că nu o să mai folosesc niciodată aplicația. Rău, și cu mine nu am mai vorbit niciodată despre acea noapte, dar experiența a lăsat un semn neșters asupra mea. Era Lilith o fantomă sau un demon? Sau doar vreun ciudat sucit? Nu vă știi niciodată, dar uneori, în toioi nopții, am jurat ca o doșaptă blundă care spune Aș vrea să fiu aici. Și mă rog să nu aflu niciodată unde este acest aici. Totul a început destul de nevinovat. Doar o notificare Snapchat că Gena, vecina mea, mă adăugase. Gena era genul de fată care nu prea era de nasul meu. Inteligentă, drăguță și incredibil de populară. Așa că atunci când ea a inițiat o conversație, inima mea o luase razna. La început au fost ciudate, dar în curând a devenit punctul culminant al zilei mele. Îmi trimitea poze cu pisica ei, momente aleatorii din ziua ei și ocazional un selfie cu un scris spiritual care mă făcea să râd. Am încercat tot posibilul să mă aliniez farmecului și umorului ei, ieșind adesea din drumul meu pentru a face fotografii în locuri interesante sau încercând activități noi, aventuroase. Aș minți dacă aș spune că nu am încercat să o impresionez. Cu cât o cunoșteam mai bine pe Gena prin intermediul discuțiilor noastre, cu atât am îndrăgostise mai mult. Simțeam că între noi crește ceva, sau cel puțin așa speram. Într-o seară, în timp ce eram în mijlocul uneia dintre cele mai jucăușe schimburi de replici, Jenna mi-a trimis un videoclip. Era vorba de vechiul azil de la marginea orașului cu porțile sparte, cu o cărare plină de vegetație și cu clădirea principală care era impunătoare și întunecată în amurg. Vocea ei s-a auzit blândă și provocatoare. Întrăznești să explorezi acest loc la miezul nopții? Vechiul azil avea o mulțime de povești asociate cu el, de pacienți care dispăruseră, de doctor Cruz și de întâmplări ciudate după închiderea sa. Să mergi acolo la miezul nopții? Părea o nebunie. Cu toate acestea, o parte din mine se gândea că ar putea fi gestul măresc pe care să-i arăt genei cât de dedicat eram. Dacă o fac, primesc un premiu? Am răspuns. Răspunsul ei a fost rapid, o clipă în care mi-a făcut cu ochiul. Poate o întâlnire? era stabilit. În urmă cu o lanternă și cu telefonul meu m-au îndreptat spre azil în acea noapte. M-am hotărât să continui să fotografiez pentru Gena, pentru a dovedi că voi merge până la capăt. Partea din fața a ciudat când am împins-o. Am făcut o poză și am scris, aventura începe. Gena mi-a răspuns cu emoticoane de aplauze. Poteca spre cădirea principală era plină de vegetație, cu natura încercând să recucerească spațiul. Azilul în sine părea și mai intimidant, de aproape, Ferestrele înalte și sparte priveau în jos ca niște ochi goi, iar vântul purta șoapte despre trecutul său întunecat. I-am trimis lui Geno o fotografie de la intrare. urează noroc. Răspunsul ei a fost un ghif al cuiva care merge cu o fantomă în spate, cu un scris. Nu lu autostopiști. Înghițit în sec, am pășit înăuntru. Interiorul era o scenă de decădere, Pereți pătați de vechime, resturi pe jos și rămășițe de echipamente medicale vechi erau împrăștiate peste tot. Aerul era greu, iar fiecare pas răsuna în golul imens. Am făcut câteva fotografii înăuntru, arătând holurile abandonate și grafitiurile înfiorătoare ocazionale. Gena a răspuns cu un amestec de admirație și tachină jucăușe. Cu toate acestea, pe măsură ce mă aventura mai adânc, atmosfera devenea mai opresivă. Am intrat în ceea ce părea a fi camera unui pacient. Acolo, în centru, se afla un scaun cu rotile vechi și ruginit, cu umbra sa proiectată lung și distorsionat pe perete de lanterna mea. Mi-am decis să iau loc, transmitându i genul o fotografie cu scrisul Am găsit un loc confortabil. Dar în timp ce trimiteam poza, am auzit un zgomot în spatele meu, un trosnet lent și ritmic, urma de pași. Am sărit în sus și mi-am luminat cu lanterna în jur, dar nu era nimeni. Pașii au devenit mai puternici, mai aproape, dar nu era absolut nimic acolo. Panicat i-am scris un mesaj lui Gena. Cred că nu sunt singur. Ea mi-a răspuns. Probabil e doar un animal. Dar grăbește-te să ieși dacă te-ai speriat. și să au pas și am început să mă convinc că Gena avea dreptate. Dar când am ajuns pe hol, am observat ceva care mi-a făcut inima să se oprească. Erau urme de pași pe podeaua profuită, care plecau din camera în care tocmai intrase și se îndreptau spre întuneric ne am urmărit curiozitatea mea învingându-mi frica. Duceau spre o veche sală de operații și atunci l-am văzut. Deasupra mesei de operații plătea o figură translucidă a unui bărbat în hala de doctor cu instrumente chirurgicale de modă veche în mână, operând pe un pacient invizibil. Mișcările sale erau melodice, dar din când în când își ridica privirea și scana camera ca și cum ar fi căutat pe cineva. Am făcut o înregistrare video rapidă, cu inima bătând cu putere și am trimis-o lui Gena cu scrisul Vezi asta? Răspunsul Genei a fost rapid și frenetic. Ieși afară! Ieși acum!" Ignorându-mi judecata, am mers mai adânc. Am ajuns la ceea ce părea a fi sala de terapie cu electroșocuri. Aici o altă apariție mă aștepta. O asistentă ținându-se de aparatele care băzăiau și scânteiau în timp ce un pacient fantomatic se zbătea de durere. Fiecare cameră dezvăluie o altă scenă înfiorătoare din trecut. M-am simțit ca un spectator a celor mai teribile momente ale azilului. În frică și fascinație, am pierdut noțiunea timpului, dar un pocnet de la Gena m-a readus la realitate. Au trecut trei ore, ești bine? Am decis că era timpul să plec, dar în timp ce mă îndreptam spre ieșire, o cacofonie de voce a devenit mai puternică. Acum, numărul 27, erau țipete, tânguiri, strigăte de ajutor. Aveam impresia că pereții se închid în jurul meu. Ieșirea părea la kilometri distanță. Când am ajuns în sfârșit la ușa din față, aceasta nu se mișca. I-am prins în capcană. I-a scris un mesaj despre a lui Gena. Nu pot ieși. Răspunsul ei a fost plin de urgență. Stai calm, vin acum. Minutele păreau ore. Corul de strigăte fantomatice a devenit mai puternic răsunând în capul meu. Tocmai când simțeam că îmi voi pierde mințile, ușa s-a mișcat. Aerul proaspăt mi-a umplut pe money, în timp ce mă împiedicam afară. Gena era afară cu fața palidă și ochii plini de îngrijorare. M-am îmbrățișat și -a strâns. Am crezut că te-am pierdut, a șoptit ea. Nu am mai vorbit niciodată despre acea noapte. Am mers la acea întâlnire și la multe altele după aceea, dar vechiul azil a rămas un subiect interzis. Intrasem în clădire pentru a impresiona o fată, dar am plecat cu amintiri care îmbătăiau visele. Unele lucruri este mai bine să fie lăsate neexplorate, iar unele provocări, oricât de tentante, nu ar trebui să fie asumate niciodată.